Dacă ai probleme cu somnul și în plus de asta mai ai și dureri de coloană, urmărește acest podcast până la final pentru a afla care sunt acele sfaturi practice pe care le-am pregătit pentru tine cu ajutorul cărora să-ți îmbunătățești chiar de azi calitatea somnului și astfel să poți să reduci durerile de coloană. Salutare tuturor, sunt Alexandru Ilie și vă spun bine ați venit la un nou podcast marca Zero Durere. Așa cum am povestit și încă din intro, în podcastul de astăzi mi-am propus să vorbesc despre somn și despre care este relația acestei stări pe care o avem, starea de somn, în combaterea durerilor de spate și nu numai, pentru că veți vedea că sunt extrem de multe procese care sunt realizate pe parcursul nopții. Însă, până să ajungem la acele aspecte, permiteți-mi să te întreb dacă ai probleme cu somnul. Nu știu cum ești tu, însă cel puțin mama mea avea această problemă și de multe ori m-a tot povestea să iau tot felul de produse, suplimente sau produse medicamentoase care să o ajute să doarmă. Și plecând de la această problemă pe care mama mea a avut-o, sunt curios în primul rând dacă și tu ai probleme cu somnul, dacă te trezești noaptea de 2 ori, de 3 ori și dacă da, chiar m-ar ajuta să-mi lași un comentariu, pentru că ți-am pregătit o serie întreagă de sfaturi pe care le-am lăsat inclusiv mamei mele și care am văzut că au funcționat la ea. Sunt sfaturi foarte simple, cu logică, cu sens, însă cu un impact foarte mare, care odată respectate aduc o îmbunătățire a somnului. Pentru început vreau să subliniem că somnul are un rol hotărător în reducerea durerilor noastre musculoscheletale. Și din păcate foarte puțini medici și fizioterapeuți sunt atenți la orele de somn pe care un pacient le are. Practic, vreau să te gândești când ai fost la doctor sau la un fizioterapeut, când a fost ultima oară când aceștia te-au întrebat despre calitatea somnului. Pentru că, din păcate, așa cum spuneam, este o componentă extrem de importantă în procesul de recuperare și foarte mult neglijată. Tratamentul durerilor de coloană, de cele mai multe ori, se reduce la următoarele forme de tratament. Vorbim prima oară de, evident, tratamentul medicamentos, hai să luăm niște pastile. Apoi avem tratamentul fizical kinetic, adică kinetoterapia, procedurile minim invazive, cunoscute și sub numele de infiltrații, sau tratamentul chirurgical. Cam aici se reduce tratamentul când ne gândim la durerile de coloană, însă foarte puțini iau în considerare somnul. Și ce ar fi să ne concentrăm pe această stare, care ar fi să ne gândim, așa, cel puțin la nivel teoretic, cam un sfert din viață o petrecem în starea de somn. Și oare e întâmplător? Pare întâmplător că organismul nostru are nevoie de o perioadă, de câteva ore bune, veți vedea imediat ce spun studiile, pentru a petrece în această stare? Pentru că suntem extrem de preocupați să nu rămânem fără baterie la telefon, să avem tot timpul încărcătorul laptopului cu noi sau altor gadgeturi, însă atât de mult neglijează omul modern această perioadă importantă din viața lui, care este perioada de somn, încât pare așa un paradox, cu cât atenție oferă echipamentelor electrice ca să nu rămână fără baterie și cât de mult se neglijează pe el. Ei bine, somnul este o parte extrem de importantă, așa cum am spus, din viața omului și întrebarea care se naște în prima oară este care e cantitatea de somn necesară pentru un om. Și bineînțeles că, din fericire, există foarte multe persoane și fundații și lucruri specializate care au început să cerceteze acest aspect. Și am găsit Fundația Națională de Somnologie din Statele Unite ale Americii, care a creat o recomandare cu privire la orele de somn în funcție de vârstă. Și au creat un lucru foarte interesant bazat pe cercetare. În primul rând, persoanele peste 65 de ani au nevoie de un somn între, atenție, 7 și maxim 8 ore. Adultul are nevoie, deci între 18 și 64 de ani, are nevoie de 7-9 ore,
Deci oamenii între 18 și 64 de ani au nevoie de mai multe ore de somn, de cel puțin cu o oră. Copiii având nevoie chiar mai mult de 9 ore de somn. Și există, am pus și pe site, într-un articol, niște ore foarte, foarte interesante. De exemplu, copilul mic, mă refer la 1-2 ani, au nevoie de 11 până la 14 ore de somn pe zi. Deci, vedeți, aproape, vorbim de peste jumătate din timpul unei zile, vorbim de 24 de ore, este alocată perioadei de somn. Pentru că, să vedeți imediat, în această perioadă, în această stare, corpul, de fapt, intră într-o stare de regenerare și cu cât aceste ore sunt întregi și într-un număr cât mai necesar, cu atât îi oferi corpului tău acele premize pentru a putea să se regenereze. Un studiu amplu realizat pe un eșantion de peste 2800 de femei, care, atenție, a durat 2 ani de zile, deci un lucru foarte, foarte serios, a dovedit că insuficiența orelor de somn generează restricții mari în aparatul musculoscheletal. Altfel spus, mușchii și articulațiile sunt în strânsă legătură cu orele de somn. Prin urmare, dacă te confrunți cu dureri musculoscheletale, cu dureri ale coloanei, dar nu numai, cât și alte articulații, fii foarte, foarte atent sau atentă la câte ore dormi, la calitatea orelor pe care le dormi și haideți să vedem pentru început câteva aspecte generale, pentru că mi-am propus ca despre somn să vorbesc mult mai mult, dar nu voi face într-un singur podcast, voi face mai multe podcasturi pe această temă și mai multe articole. Însă, haideți să vedem pe scurt, pentru început, ce se întâmplă în timpul somnului. Care sunt acele reacții regeneratoare pentru organism? Și am făcut o listă cu câteva lucruri care mi s-au părut foarte interesante. În primul rând, crește imunitatea. Deci atunci când dormi suficient de mult, sistemul tău imunitar este puternic, pentru că în perioada somnului, de fapt, se produc citochine. Sunt niște substanțe care sunt răspunzătoare de îmbunătățirea sistemului tău imunitar. Și viceversa, dacă nu dormi suficient de mult și suficient de ore de somn, le-am prezentat, prezinți permanent un risc spre a fi pe a lua un virus, a lua o bacterie, pentru că e un sistem de imunitate scăzut. Creșterea cantitatea, practic prin somn crește cantitatea hormonului responsabil de starea de sațietate. Vorbim de leptina. E bine, puțini oameni s-au gândit vreodată că managementul greutății, deci pe românește cum să facem ca să slăbim, are strânsă legătură cu somnul. Deci, repet, hormonul care îți dă acea stare, acea senzație că nu ți-e foame, starea de sațietate, se numește leptina, care crește, deci acest hormon se dezvoltă la o cantitate mai mare pe parcursul nopții, în momentul în care dormi. Și în momentul în care tu nu dormi, nu întâmplător, am auzit de multe ori oameni care spun, m-am pus în pat și băi, pe la 12-1 noaptea m-a luat foame, am vrut să mă o să mănânc, pentru că este în strânsă corelare, practic neintrând în starea de somn, cantitatea de leptină scade și astfel apare starea de foame, pentru că nu ai acest hormon care transmite creierului că ai sațietate. Un lucru foarte important este că parcursul nopții se reface creierul, practic generează o creștere în nivelul de concentrare și performanță și viceversa, nu întâmplător, în momentul în care nu dormi suficiente ore, începi să spui că băi, m-a durut capul dimineața, am nevoie de o cafea, am nevoie de a doua cafea, am nevoie poate de a treia cafea, ca să pot să mă concentrez. Și cât de simplu ar fi să încep să spui, domne, eu vreau să nu mai beau cafea, vreau să pot să mă concentrez, însă pentru asta e nevoie să dormi. Eliberarea hormonilor de creștere se realizează tot pe parcursul somnului. Un alt lucru interesant este creșterea testosteronului și a libidoului. Deci apetitul sexual este în strânsă corelare cu numărul de ore. Cu alte cuvinte, atunci când doi parteneri nu se odihnesc suficient de mult, și apetitul sexual scade. Creșterea performanțelor sportive s-a dovedit că este în strânsă legătură cu respectarea programului de somn și, nu în ultimul rând, păstrarea sănătății inimii. Adică vorbim de o sănătate cardiovasculară foarte, foarte optimă prin simpla respectare a orelor de somn.
Așadar, acestea sunt câteva aspecte generale pe care am vrut să le ating ca să vedeți câte procese se întâmplă pe parcursul somnului și de ce este extrem de important să alocăm atenție, în primul rând, orelor, deci vorbim de cantitate, dar și de calitatea somnului, deci de câte ore reușești să dormi neîntrerupt. Sunt foarte multe instrumente care pot evalua astăzi și calitatea somnului și voi vorbi într-un podcast exclusiv despre formele de somn și, practic, respectând câteva lucruri simple, veți vedea că puteți să vă îmbunătățiți somnul. Așadar, haideți să vorbim despre acele aspecte practice pe care eu le-am oferit mamei mele, așa cum povesteam și la începutul podcastului, și care am văzut că au dat rezultate. Ei bine, în primul rând, e vorba de igiena camerei. Foarte mulți oameni neglijează un obicei foarte vechi la noi în popor și foarte util și cu sens, ca înainte să mergi la somn, atenție, nu atunci, deci cu 30 de minute, cu 15 minute, dacă nu poți mai mult, deschide larg geamul camerei unde urmează să dormi și lasă-l așa cel puțin 10 minute. Cu alte cuvinte, lasă să se oxigeneze foarte bine camera, pentru că acolo urmează să petreci 8-9 ore și vrei să o petreci într-o cameră oxigenată, pentru că cantitatea de oxigen te va ajuta și va ajuta, de fapt, să ai o calitate și a somnului. Un alt lucru extrem de important este să-ți formezi un program. Un program care să se respecte permanent. Ei vorbim și de cursul săptămânii și de weekend. Și acum nu vorbesc de a fi mai neamț decât neamțul. Dacă ai spus că te bagi la somn la ora 10, te bagi în fiecare zi la somn la ora 10. Dar vorbesc de a nu depăși, de a nu face niște derapaje. Dacă îți impui să dormi de la 10:30 la 6:30, sunt 8 ore de somn. Foarte bun program. Dar nu poți, poate, într-o zi la 10:30, dar să nu depășească 11:30. E foarte important să ai această atenție conștientă asupra orelor de program, pentru că o să vedeți că cu cât vă impuneți acest program, creierul se va obișnui și creierul tău știe când ajunge la acea oră în care spune acum știu că urmează, este acel ritual în care el merge, face un duș, deschide geamul și se pregătește să intrăm în starea de regenerare. Deci creierul o să vedeți că răspunde foarte bine la obiceiuri. Un lucru foarte important este să eliminăm cu 30 de minute înainte de a merge la somn telefonul mobil și televizorul. Știu că ăsta este unul din lucrurile cele mai grele, poate. Mulți dintre noi luăm telefonul mobil, îl luăm cu noi în pat și mă duc să mă culc și hai să mă mai uit un pic pe Facebook, pe Instagram, pe știri, pe știu eu ce are fiecare și crede că este interesant. Indiferent pe ce ai vrea să te uiți, nu te mai uita cu 30 de minute înainte să mergi la somn. În primul rând trebuie să știi că lumina telefonului generează o perturbare foarte mare vizuală, este foarte puternic telefonul, chiar dacă e dat la mine ca luminozitate, care nu lasă creierul să se pregătească să intre în starea de somn. Deci, probabil, cel mai important, cred că, sfat pe care aș putea să-l ofer pentru a îmbunătăți somnul este că, repet, cu 30 de minute înainte de a ajunge la ora pe care ți-ai pregătit-o să mergi la somn, să spunem că mergi la 10:30, vrei să adormi, la ora 10, gata. Închideți datele mobile, închideți televizorul, lasă, cum spunea Constantin Brâncuș, să se audă liniștea și ușor, ușor să-ți obișnuiești creierul că da, în 30 de minute cu această liniște înseamnă că vom merge împreună să ne regenerăm. Un lucru care vorbeam mai devreme referitor de cafea și un ultim sfat este să nu bei băuturi ce conțin cofeină cu 5-6 ore înainte de somn. Deci cofeina trebuie să știți că începe să producă efect de multe ori în funcție de cantitatea sa și devine niște obiceiurile noastre, însă se manifestă în corpul tău, generează această stare de energie prin biciuirea sistemului nervos central cam aproape la 2, poate chiar la 3 ore după ce a fost consumată. Și mulți dintre noi greșim la ora 4, 5, încep să, după amiaza, spune hai să mai beau o cafea, să mai am energie pentru a doua parte a zilei. Lasă-o încolo de cafea, nu mai bea, lasă, bea un pahar cu apă și e suficient. Și dacă la ora 7 seara ți-e somn, ascultă-ți corpul și pune-te la somn pentru că ai nevoie să te regenerezi. Este extrem de întâlnit momentul în care văd oameni care stau efectiv la televizor până ajung în starea de epuizare și nu mai pot să fie treji și adorm. Adorm cu televizorul deschis
și spun că e un obicei deja. Spune, eu nu pot să adorm dacă n-am televizorul deschis. Este o greșeală mare, este un stimul foarte, foarte nociv pe care îl oferim creierului nostru, care, atenție, așa cum am spus, are nevoie de liniște auditivă, vizuală, prin care să putem să-l pregătim pentru momentul de regenerare, pentru starea de somn. Așadar, sper că toate aceste sfaturi practice să le implementezi chiar de astă seară. Deschide geamul de la cameră, fă cumva ca la ora pe care vrei să admergi la somn să o respecti, să fie un 10 jumate, să fie un 11, lasă telefonul mobil și televizorul cu 30 de minute înainte de a merge la somn, lasă-le într-o altă cameră dacă este posibil și caută să nu mai bei cafea cu 5-6 ore înainte de a merge la somn. Și sunt sigur că toate aceste lucruri vor avea un impact rapid în calitatea somnului tău. Și apropo de asta, sunt foarte curios cum găsești acest subiect al acestui podcast, somnul și calitatea somnului. Să-mi lași un comentariu, să-mi spui cum te odihnești tu, dacă ai probleme cu somnul, și chiar sunt curios dacă aveai probleme cu somnul și ai implementat aceste reguli simple, dacă ai observat o modificare rapidă, adică în 4-5 zile, dacă ai observat că s-a întâmplat deja un progres. Acestea fiind spuse, eu te felicit pentru faptul că ai ascultat acest podcast, îți mulțumesc foarte mult că urmărești acest content audio și abia aștept să citesc comentariile tale cu privire la somn și la calitatea somnului tău.